Challenge-ul de a nu atinge culoarea verde a fost: rămâi până la sfârșitul videoclipului pentru a vedea dacă am câștigat sau am pierdut challenge-ul de a nu atinge culoarea verde. Salutare, bine v-am găsit la un episod de Stumble Guys. În acest episod voi face un challenge. Challenge-ul constă în să n-ating culoarea verde. De văzut o poveste, dacă acum este inevitabil să nu o văd. Deci va trebui să nu ating, va fi destul de greu pentru mine. Totodată trebuie să încerc să fac win. Deja pe mapa aceasta avem din start verde 3 player cu culoarea verde și mingile acestea de... Bine că nu-i verde ăla ce sunt. Bine că nu-i verde ăla ce sunt, pentru că de era verde, deja challenge-ul era pierdut. Aș ruga ca pentru acest challenge să dați un like. Să nu mă arunce. Tot o să încerc totul să câștig. Da? Bun. Apă de aici. Deci va fi destul de ușor, zic. Verde. Nu! Am pierdut. E bine. Dar challenge-ul nu este terminat. Deoarece eu voi juca 3 meciuri. 3 runde. Atâta costă în totalitate un meci, să înțelegeți. Care nu voi avea voie să ating culoarea verde. Cu mouse-ul am voie, că ați văzut acolo că trebuie să apăs pe un buton verde. Deci, cu mouse-ul am voie, cu caracterul n-am voie, să știți, să nu ziceți. Sper să nu pice o mapă cu chestii verzi. Bun. Poate vă întrebați ce hărți sunt cu din astea cu chestii verzi. Mă refer la de fotbal, una cu laser, știu că laserele sunt roșii, dar nu contează. Ia asta, aproape. Bun. Eu zic că mă calific aici. Bun. Duc pe sus. Așa, aici va fi decisiva. Haideți tot în partea asta. Nu. Bun. GG. Am calificat fără să ating culoarea verde. Hai să vedem. Dăm switch random. Nu mi se pare prea greu challenge-ul până acum. A căpicat, nu știu, o hartă care chiar poți să zici că e mult, mult verde. Atunci mi se părea super greu, dar până acum mi se pare super ușor. Deci asta zic, că mi se pare super ușor. Așa. Sper să mă aud bine, că iar am schimbat microfonul, filmez cu alt microfon acum. Hai, încă o persoană care... Mi-a dat fix pe ăsta ce... Era... Ceruri. Are să pune că am de challenge-ul. Că la final stăteam pe ceva chestii verzi. Eu zic că n-are, nu punem chestiile acelea verzi. N-are sens. Nu. 3, 2, 1 și acum, abia acum începe challenge-ul. Deci dacă nu mă mișc de pe asta, cumva challenge-ul va fi
pot să cred că... Nu pot să cred că pe Space dau cu rachete, frate. Am pierdut challenge-ul, recunosc. Dar... Mă refer... acum hai să vedem măcar... Poate este o șansă să câștig meciul. Pe ăștia. Bubu pe ăștia. Footbat-ul meu. Bubu. Da? Am recuperat asta. Am crezut că pe... Voi putea face acolo smecheria cu double space-ul. De... Te voi sări de două ori, dar se pare că nu. Dar mă bubuie pe mine. Voi veni aici să capturez. Am dat și pe el jos. Avem 6 steaguri, eu 3, măcar sper să câștig meciul. Dar mă plângeam că frate nu dă nicio chestie cu verde. De care nu dă. Bun, mai capturez încă un steag. A, ce prost am tras. Bă, ce morbubuit ăștia. 13 secunde, câștigăm. Laser 9 10 Car, am câștigat runda. Asta e ok. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați de un like, un subscribe și noi ne auzim data viitoare la un nou episod destul de interesant. Eu am fost Der și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!